Salut și bine am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait, bine am găsit la episodul cu numărul 18 din EFC 24. Astăzi vom continua cariera noastră foarte frumoasă cu Liverpool în Champions League, vedem că am rămas. Nu uitați, dacă îți place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că ați fost deja și să activați și clopoțelul ăla pentru mai multe notificări. Echipa noastră arată foarte, foarte bine, mijlocul a devenit tot 89 de la 88, atacul e tot 90, defensiva puțin mai greu așa, dar este foarte bună. Începem episodul cu Monthly Scouting Report, haideți să vedem, poate avem puțin noroc la început de episod. Se pare că găsim un jucător la olandezi, însă nu este 2 milioane sau aproape de 2 milioane după cum vrem noi, așa că o să îi dăm reject player. Da, se pare că la olandez nu mai găsim nimic în afară de acest jucător pe care l-am respins. Haideți să vedem la argentinien, poate găsim ceva. Din păcate, nici la argentinien n-am găsit nimic. Se pare că am rămas doar Spania să ne ajute. Haideți să vedem, poate găsim ceva. Nu e bun, nu e bun, nu e bun, nu e bun. Da, se pare că n-avem noroc cu nici luna asta. 3 luni de când n-am obținut nici măcar un jucător bun. Următorul nostru match în Champions League este contra cei de la RB Leipzig, care sunt pe locul 2 în grupa noastră cu 8 puncte. Așa că este un match foarte important pentru a vedea cine termină pe locul 1 în grupa din Champions League. Aceasta este echipa lor, v-am mai arătat un episod anterior, o echipă foarte bună, un atac cu Werner, Openda, Olmo, foarte, foarte bună echipă și Simakan, apărare împreună cu Van Bissaka, portarul fiind foarte bun. Aceasta este echipa noastră, poate o să schimbăm fundașul pentru că este obosit, doar că o vom face la pauză. Și încep meciul contra RB Leipzig în Champions League. Haideți să vedem, poate reușim să-i batem și să ne asigurăm locul pe locul 1. Vine acolo, trece Enzo Fernandez, pasă, este bun la Vini, Vini șutează, însă apără acolo foarte, foarte bine portarul. Pasă foarte bun la Jota, pasează la Musiala, Musiala cu o semi-farfecă, reușește să înscrie golul în minutul 11 și ne pune în avantaj foarte, foarte devreme din match. Revedem faza, pasă foarte bună la Diogo Jota și Diogo Jota îl vede foarte bine plecat pe Musiala, îi dă centrare foarte bună și Musiala nu ratează din fața porții. Vine acolo, trece Musiala, Musiala șutează, însă apără portarul. Intră bine acolo Arnold, însă este faul făcut mai devreme. Fază importantă pentru RB Leipzig. Angelinho se pare că va executa, sau Werner. Haideți să vedem și șutul este complet pe lângă poartă, foarte, foarte sus. Diogo Jota scapă foarte bine acolo cu o pasă de la Musiala, șutează, însă apără portarul. Da, și se termină repriza, reușim să conducem la pauză. Haideți să vedem, poate reușim să mențim, sau cine știe, poate mă înscrim un gol. Bine acolo, vine cu tackling-ul. Foarte bine. Pasă foarte bună la Szoboszlai. Ce farfecă, semi-farfecă bună. Însă este peste poartă. Da, și se termină meciul, reușim să câștigăm contra la cei de la RB Leipzig. 1-0 câștigăm. Următorul meci este contra la Newcastle în Premier League, un meci foarte interesant, așa că îl vom juca. Aceasta este echipa lui Newcastle, o echipă destul de obosită după cum văd, dar o echipă foarte bună, cu mult potențial. A, nu-l văd pe Tonali, unde e Tonali? Da, și în ce meci, haideți să vedem, poate reușim să câștigăm și să luăm 3 puncte. Diogo Jota, fază bună pentru Diogo Jota, reușește să înscrie acolo și ne pune în avantaj foarte, foarte devreme meci, minutul 18. Revedem faza foarte bună, pasă după aia la Musiala și Musiala pasează foarte bine la Diogo Jota. Diogo Jota finalizează foarte, foarte bine. Foarte bună șansă! Ce șut oarecum, dar mult peste poartă. Revedem faza foarte bine, s-a dus Isaac, dar n-are ce treabă cu poarta. Și acolo faza importantă, însă apără portarul. Da, și se termină repriza, reușim să ne impunem tot la fel ca în meciul anterior la pauză, cu 1-0 totuși. Oh, și se pare că faultăm acolo. Nu primește niciun cartonaș Konate, însă se pare că va fi penalty pentru Newcastle. Revedem faza, se bagă agresiv Konate acolo. Haideți să vedem, Iglesias bate, nu reușim să apărăm. Nu reușim, ne luăm gol în minutul 59 de la Newcastle. Ne-am aruncat pe partea potrivită, însă nu am reușit să o prindem. Șutul a fost foarte neplasat, dar cred că ne-am aruncat puțin cam sus. Și fază bună, însă apără portarul. Wow, cum a ratat Musiala. Bine a ratat, a apărat portarul, da, totuși. Musiala, șansă foarte bună, ce fault acolo. Ce fault la Musiala. Haideți să vedem, vede roșu.
Joel Linton foarte agresiv acolo, putea să-mi scrie Musiala. Joel Linton vede roșu. Revene în faza, da, clar roșu, s-a băgat foarte, foarte agresiv. Haideți să vedem, reușim să profităm de această oportunitate. Și Alexander Arnold este bine plasată, reușim să marcăm. Free kick, revedem faza, Arnold ia puțin timp până se decide, însă faza este foarte, foarte bună. Shoot-ul este fix sub bară, exact cum vreau să-l dau, foarte, foarte bine finalizarea. Da, și se termină meciul, reușim să câștigăm foarte, foarte la limită, 2-1 pentru Liverpool. Următorul meci este contra la Brentford în Premier League. Acest meci mi se pare destul de ușor, așa că îl vom simula. Și haideți să simulăm acest meci și să vedem că vom câștiga. Și se pare că câștigăm cu 4-1. Gomez, Vini, Szoboszlai și Mohamed Salah reușesc să înscrie și să asigure victoria. Următorul meci este contra la Brighton. O să simulăm și pe acesta pentru că na, este la fel de ușor. Haideți să vedem și cum simt aici și reușim să câștigăm destul de la limită. Gakpo marchează dubla, Mohamed Salah și Musiala marchează și ei. Se pare că s-au afișat fundașii anului în 2024. Virgil van Dijk și Alexander Arnold sunt prezenți. Următorul meci este contra la cei de la Plazen, însă cred că o să simulăm și acest meci pentru că suntem foarte bine, stăm foarte bine grupa noastră de Champions League. O să băgăm toată echipa pentru a ne asigura mai mult că o să câștigăm. Haideți să vedem și 2-1, reușim să câștigăm. Vini marchează minutul 77 și Diogo Jota minutul 49. Pare că trecem printr-o perioadă unde dăm numai simulări pentru că da, sunt meciuri chiar ușoare. Adică uite, de exemplu, acest meci contra Leeds pe care tot la fel îl vom simula. Sunt meciuri ușoare, n-are sens să le jucăm. Haideți să vedem cum sim și câștigăm și de data aceasta. Mohamed Salah, McAllister și Vini marchează, Vini minutul 1. S-a afișat și mijlocașii anului 2024 și vedem că Szoboszlai, Enzo Fernandez și Musiala sunt aflați aici, dar și Bernardo Silva, care se pare că e la Barcelona. Următorul meci nu o să-l simulăm pentru că este contra la Manchester City în Carabao Cup, la quarterfinals, aproape de finală. O să-l jucăm pentru că este un meci și frumos și important. O să intrăm desigur cu toată echipa, toate forțele aici. Da, și încep meciul. Haideți să vedem, poate facem meciul ăsta să fie printre cele mai frumoase meciuri din carieră. Vine acolo Musiala, centrare bună, însă respinge acolo. Vini, Vini, fază foarte importantă, reușește să scrie din întoarcere, fix după faza unde a încercat acolo centrarea. Vini marchează primul gol în acest meci, un gol foarte, foarte frumos. Revedem faza, pasă cu capul la Vini, Vini, preluare foarte bună din întoarcere, reușește să marcheze pe lângă portar, fiind portarul ieșit. Oh, se pare că este un fault acolo. Haideți să vedem, poate cu Szoboszlai reușim să marcăm un gol mai frumos. Poziționare foarte bună, pe verde, însă este mult pe mijloc. Doku are fază foarte importantă, însă este acolo Van Dijk. Musiala are foarte mare viteză, pasă foarte mult la Vini. Vini la fel, foarte multă viteză, haide să vedem. Și șut pe lângă portare, reușește Vini din nou să înscrie aceea celebrare. Minutul 30, Vini face 2-0. Revedem faza, pasa mai dinainte foarte mult de la Musiala. Vini are prea mare viteză, n-ai cum să-l prinzi și finalizarea este foarte, foarte bună. Enzo Fernandez trece foarte bine acolo, pasă bună la Szoboszlai. Szoboszlai nu reușește să șuteze. Da, și se trebuie prea repriză, reușim să conducem cu 2-0, ambele goluri marcate de Vini. Pasă foarte mult la Vini, Vini șutează, însă apără portarul. Konate intră bine acolo la Haaland. Vine, trece foarte bine, șutează, însă apără portarul. Corner pentru noi, haideți să vedem. Dăm pas aproape la Gakpo. Pasă la Musiala. La Vini, Vini șutează, însă apără din nou portarul. Da, și se termină meciul, reușim să câștigăm acest meci, care mi s-a părut destul de interesant, însă n-am profitat de faze. Reușim să câștigăm 2-0 și să ne continuăm traseul nostru în Carabao Cup. Următorul meci este contra la Leicester City. Haideți să simulăm și acest meci rapid. În acest meci, Barros va juca. Haideți să vedem, îi dăm un sim și reușim să câștigăm. Teo Hernandez marchează, Diogo Jota și Vini. Szoboszlai se pare că ratează din penalty. Wow. Următorul meci este în Premier League, din nou, contra la Southampton. Acest meci, desigur că îl vom simula. Haideți să dăm un sim și să vedem ce reușește să facă echipa noastră. Și egal. Wow, știu că am făcut foarte multe schimbări, dar
totuși egal, mă, cu Southampton? Se pare că n-a venit iar Mouse Scouting Report. Haideți să vedem, poate reușim data asta. Măcar dacă la început n-am avut noroc, poate la sfârșit de episod prindem ceva. Da, la olandez se pare că nu, poate la argentinieni. Da, nici la argentin, nici la olandez nimic. Haide, poate, te rog, la spaniol. Nu e bun, nu e bun. Și ultimul, nu e bun. Pare că oficial am intrat în ianuarie, în perioada de iarnă de mercato. Luna asta se pare că va fi încărcată destul de mult cu niște meciuri interesante, două meciuri contra Manchester United, însă este și luna unde putem să facem transferuri, așa că va juca. Dacă a stat până la momentul acesta, dacă a stat până la minutul acesta în episod, să-mi scrieți în comentarii ce transferuri credeți că ar mai merge, pentru că poate reușim să le facem în perioada asta de mercato. În momentul de față avem 46 de milioane, un buget destul de mic, dar poate aveți voi niște idei destul de bune pe rezerve. Având această echipă și aceste rezerve, vă las pe voi să vă gândiți ce ar trebui să mai adăugăm la echipă. Se pare că și cei 4 atacanți ai anului s-au afișat: Kane de la Bayern München, Vini, Jota și Haaland. Mă așteptam să fie Haaland, mă așteptam de Kane însă, dar nici de Jota. Vini mă așteptam, fiind cel care a câștigat Balonul de Aur, na, mă așteptam. Următorul meci este contra la Newcastle în Premier League, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în casca aflu deja și să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!